Salut, oameni buni, bine ați venit la un nou draft. Avem legende noi la draft. Data trecută l-am avut pe Andrei Shevchenko în echipă. E clar că avem o selecție nouă de icon plus carduri speciale care au tot apărut, astfel că o să fac ceva mai multe drafturi în perioada următoare. Și avem un 4-2-2-2. Ar putea fi chiar sistemul meu favorit la FIFA 21. Îl iau deși nu avem wing-ai și avem și poze noi pentru jucători. Iată-l pe Muniain, Coștea e pus left back, dar iată că Ziyech are Hunter și în cazul în care vine Werner, avem un link verde foarte util acolo. O Mbappé, UEFA Champions League și Suarez cu poză nouă. Îl luăm pe Kylian Mbappé. Mbappé cu Ben Yedder e mereu ceva ce vrem să avem, dar nici Mbappé Martial nu e rău deloc. Caraturile lor Champions League. Merge bine până acum. Avem 3 jucători foarte ok de atac. Iar pe stânga, prin pe Dele Alli, Royce, Bruno Fernandes și mai e Müller. Bruno e mai bun ca Ziyech. Ia pe Bruno, deși nu merge deloc cu Mbappé. Trebuia jucător acolo. Îl prinde pe Andre. Cardul gold, are și card rule breaker. Astfel Mbappé are full cam. Și mai avem un... Idrissa Gueye, Fabinho, Henderson, jucător foarte ok, mai ales Fabinho dintre cei de aici. Putem să o dăm așa spre Premier League. Hai să o dăm în defensivă ce jucători găsim pe aici. Lindelof, e destul de ok, mai ales care linkul cu băieții din Prem. Thiago Silva, Varane, Varane direct, Varane UCL. În dreapta stânga ar fi bombă Mendy. Mendy s-ar potrivi perfect. Nu vine Mendy. Davis, Alberto Moreno. Moreno trebuie luat. Și fundaș dreapta. Wan-Bissaka, Trent. Avem multe opțiuni. Nelson este printre ele. Nelson de la Wolves. Bun, deci pe dreapta clar Premier League. Facem un hibrid. În poartă Pickford, Pacheco. O să iau pe Pickford totuși. Și avem 86 cam, 85 rating pentru această echipă. Hai să vedem cine mai vine. E Di Sassi. Nu cred că ne ajută neapărat. Ar mai trebui un jucător de atac. Fundaș stânga ar fi nevoie. Super Tătă. Cardul de la Lyon. Hai că luăm pe Tătă Rușianu. Vine Tătă în acest draft. Oh, Stones. Cancelo. Stones nu e rău. E posibil peste Lindelof, pentru care Shadow-ul, link-ul verde cu Pickford și merge destul de bine. Hai să vedem dacă putem face full cam pentru echipă și poate să mai prindem vreun icon ceva. Oh, Di Maria, rule breaker de 88, are 2 stele weak foot, dar de data asta e binevenit. Vine Angel Di Maria, avem și un Mbappé, Van de Beek, Bamba. Van de Beek tot așa, United, are full Van de Beek, ne mai dă chemistry, de văzut cum facem să meargă această echipă, Camara, un fundaș foarte bun, hai să vină și Camara, cu acest francez acolo, Mbappé avea full, oricum se mai pot regla lucrurile, un portar, Courtois vine, Inform și Ederson, oh, aici e de ales. Hai să luăm pe Thibaut Courtois. Pot fi opțiuni acolo, pe postul de fundaș central. Jucător care să aibă full. Umtiti, nu e chiar cazul să luăm. Alaba și mai e Mukiele. Vine Alaba. Încă un fundaș. Poate un icon ceva. Nu, Kyle Walker totuși. Walker are linkul perfect cu Stones. Și ne dă full acolo, apărarea e în full cam, jucător foarte bun în defensivă. Și de văzut ce mai facem în atac. E un Di Maria aici, bineînțeles Bruno Fernandes. Hai să vedem, mai sunt 3 sloturi. Ar fi foarte bun un cam, un cam util. Oh, vine Neymar, iată-i poza lui Vardy, Messi, Neymar. Cred că se potrivește bine Neymar, Neymar cu Mbappé. Și Di Maria, e trio de la PSG. Hai să vină și Neymar.
ar fi Neymar acolo cam. Partea stângă avem Mbappé, Neymar. Mai avem totuși doi jucători. Kalou, Elneny, Bruma, dar nu ajută. Și un ultim fotbalist. Să vedem cine o să fie. Un CDM Icon, ceva. Aș vrea mai mulți Icon. E Renato Augusto. Bamba merge ca super sub. Da, și un antrenor. Iar aceasta este echipa de draft, Dan Petrescu. Și nu mă ajută nimeni. Vine Dan Petrescu să antreneze titanii de la PSG. Hai că e clar, o să fie draft de 1-0. S-a schimbat și pingul. 34 de MS-uri, de fapt, era dublu față de ce era afișat. O eroare vizuală, cam așa a fost numită. 4-4-2 pentru primul oponent. Jesus, foarte fericit în momentul pozei. O echipă full Premier League. Pogba, Mane, Firmino, mulți jucători de calitate. Se cântă. Se strigă Liverpool, deși e atacul Parisului. Ziyech către Martial. Șansă de gol pentru Martial. Îl așteptăm pe Mbappé. Șutul lui Mbappé scos de De Gea. A mutat portarul acolo, a făcut-o foarte bine. Mane apără Courtois. Și mingea încă n-a ieșit după 15 minute. Poate acum, după un gol al lui Mbappé. Asta vrem să vedem. Mbappé este 1-0 cu Kylian, om principal în acest draft, cu siguranță, Mbappé Champions League. O Angel. Di Maria cu stângul, ce șut în forță. Nu o scoate De Gea. Apără bine. Neymar recuperează. Vinge tot la Neymar, braziliana lui Neymar. Neymar, încântător. Asta e. Știi că e spectacolul în momentul în care ai cei trei super jucători de atac de la Paris. Gol Mbappé, urmare gol Neymar. Să vedem cine marchează al treilea gol al meciului. În primit Neymar, Neymar, Neymar! Ho! Senzație! E 3-0 și un rage quit rapid în primul meci. Hai să vedem. Da, e gata, 3-0 a fost show. Mergem mai departe. Al doilea meci. Prima echipă a fost foarte bună. Aici un 184. Tot așa, Premier League, cu un Langley și Ter Stegen, are Werner, Ziyech, Lucas Moura, este Podence, Rule Breaker și Van Aanholt. Da, e nou, jucător foarte bun pe mai multe posturi, o echipă bună în 4-2-3-1. A primit Kylian. Întoarcerea e bună, pasa lui Martial, Di Maria cu stângul, n-aveam unde să trag altundeva. Poate în forță la scurt ar fost opțiune. Oh, e Ziyech! Gol Ziyech! Deschide scorul cu Ziyech, once to watch. 1-0. Ah, e penalti. Cade Werner ușor. Walker e cu faultul. Și poate face 2-0. Adversarul meu. Hai să vedem. Este parada lui Thibaut Courtois. Scăpăm fără gol primit. Oh, e bine. Di Maria, gol 1-1. Am reușit să egalez. Foarte grea repriză. Bine că n-am marcat acel penalti. A fost foarte complicat de la 2-0. I-ar fi dat moral mare. Aici Di Maria face diferența. Bun până acum Angel. Werner, cream că tragi. Cumva fake-shot era clar, dar ar fi putut și să ducă spre poartă direct. M-am dus către colțul scurt. Era de ales 50-50 acolo. Oh, ce bine să ducem Mbappé acolo, în spațiu liber! 2-2! Ăsta e! Kylian Mbappé face diferența, Mbappé. Bine, Martial, Mbappé! Față-față cu 3-2, Mbappé! E bine de tot! Gol Mbappé!
În sfârșit, sunt avantaj în acest match, deși la cum începuse priza a doua, n-aveam speranțe așa mari. Oh, bine, a plecat Neymar. Încercăm tot cu Kylian Mbappé. Mbappé, până la urmă, e Di Maria. Nu marcăm, a fost și offside. Am pierdut controlul acolo. Mbappé, nu e Martial acolo. Kylian cu șutul, e 4-2, am ezitat un pic, nu vreau să șutez în acel fundaș. Conduc cu două goluri, hat-trick Kylian Mbappé. Asta a fost. Oh, e Neymar. L-a băgat și el pe Neymar. Courtois se pune bine în fața lui Ney. Neymar cu Kylian Mbappé. Mbappé! Oh, golasso! 4 goluri date de Mbappé. Și ce a reușit aici? Finesse shot. Incredibil din afara careului. O dance. Ce gol. Bun, e 5-3. E gata meciul, 5-3, fleur de final, două victorii. A treia echipă, 184. Probabil cea mai slabă până acum, ba nu, chiar, are Neymar Salah. E Teixeira Rule Breaker, care nu e rău, Paulinho cu Fred, foarte bine și-a făcut echipa cu brazilieni. Și sigur vârful o să fie schimbat, m-am uitat la vârful întâi, am zis că o să fie mai lejer. Dar iată că pune pauză din prima. O, bună fază. Apără Courtois, Walker scoate. Bine, Walker. A venit Mbappé pe contraatac. Și cu el aș vrea să continui. Bellerin îl oprește. E corner. Neymar. Neymar, bine, braziliană, Neymar, ăsta e gol, gol Neymar, ce poate să facă Neymar pe teren, nu se poate așa ceva, n-a reușit nimeni ceva de genul ăsta, mingea deviată, dar ce mai contează, am luat-o cu Neymar, ne-am dus până în poartă. Neymar, întoarcem la Camara, hai să jucăm cu Camara. Minge acum la Van de Beek. Angel Di Maria. Di Maria, o nouă întoarcere. Mbappé și s-a terminat. Și acum aici. Super tehnicii Neymar și Di Maria. Mbappé vine cu golul. De unde a apărut Martial? Martial e pe acolo. E vârf fals. Vârf ascuns. Ăsta e. Contraatac. Di Maria. Mbappé și... normal, Martial! A, Martial! Pe portar, haide! Martial! Acum Martial cu golul, da! 3-0! Din voleu, în minutul 90. 3-0 scurt, deși mi-a pus probleme. N-a reușit el să marcheze. Dacă era mai sigur pe el la finalizare acolo... aș fi avut probleme mai mari. A venit vremea finalei. Meschiu în club. 85 rating, 97 chem în 4-4-2. Makelele acolo. Ben Yedder, Zaha în form. Mane are forță în atac. Van Dijk în defensivă. Un draft foarte bun. Cum au fost toate, merge. Îmi plac echipele care sunt acum la draft. Ar putea fi și mai bine cu mai multe legende, mai mulți iconi. Dar cu timpul sunt convins că o să avem și alte selecții de jucători mai potrivite pentru draft. O, Mane primește! Gol Mane! 1-0 pentru adversar. Bună pasă asta la Mane. A trebuit doar să apese pe șut și aia a fost. Nu, Stones! Ce era să fac? Nu l-am controlat eu pe Stones. S-a dus acolo, l-a lovit mingea. E 2-0, autogol Stones. Ah, trece! Apără Courtois. Dar ajunge la Mane. N-am avut cui să-i dau. Ce greșeală fac. Da, două goluri total stupide, 3-0.
Neymar, e gol, 3-1. Să vedem ce se mai întâmplă în meci. Ah, gol Neymar. Da, 4-1. Bun Mbappé, 4-2. Măcar am mai înscris în repriza a doua. Am reușit să mai leg niște pase, niște dribbling-uri pe acolo. Mbappé la Neymar, Neymar la scurt. 3-4. Mai e o șansă. Un gol pe final ar restabili egalitatea. Mbappé peste, nu se poate. Ratez cu Kylian. Când era să vină golul. Neymar a scăpat. Da, îmi dă golul 5. Păcat că am fost aproape de revenire și totuși cu golul ăsta n-a pus capac în ultimul meci. Da, din păcate e un nou 3-4. Pierd finala, dar fair play. A jucat foarte bine oponentul meu. Lucru care mă sâcă la chestia asta, singurul, este că primești pachete care nu te ajută atât din partea de obicei. Acum două rare gold pack-uri. În general e un premium gold players pack și un jumbo pack. Hai să vedem, poate, dacă sunt două rare gold pack-uri, este ceva. Nu e din primul mare lucru, foarte probabil. Un italian. Este Jorginho de la Chelsea. Jorginho, Mariano, un premium gold jumbo pack. Opa, iată că s-a întâmplat ceva. O să-l păstrez pe Jorginho. Un jumbo premium gold pack. Dintr-un rare gold pack, totdeauna un pack din ăsta e bine primit. N-am primit niciodată un jumbo pack. Așa de nicăieri. De obicei un loan pack. Da, n-avem nici bărți în al doilea. Stuani. Stuani Ducure, acest design oribil. Și mai este pachetul extra, pachetul din pachet. Cu Erling Haaland acolo. Workout nu e. N-avem nici boards. Mazraoui. E bine, cam acesta a fost draftul. Oh, încă un player pack. Încă un pack. Deci avem acum pachetul din pachetul din pachet. Să vedem dacă aici e cu șansă. Nu e. Și de aici încă un pachet nu mai poate fi. Ar fi prea mult. Deja exagerăm. Nakayama, Toloi. Am înțeles. Ei bine, acesta a fost draftul. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați de like acolo. Cam atât, oameni buni. Pa, pa!